Bună seara! Bună seara! Suntem foarte ocupați, Angie, n-are timp nici să se uite, să vă salute. Am zis, bună seara! Dar trebuie să te uiți, contact vizual. Contact vizual a fost. Vezi că le bagi în... vreau să pun așa afară. Pardon. Cred că mă ajung. Oare câți metri? 12, din câte știu. O să pun afară, la geam, aici. Numai să ne ajungem la urgențe. Te-a prins și tu odată cu becurile. Doamne, pe... Că nu mă prind eu pe așa, așa. Serios. Încercăm să împodăbim un pic pe afară. Picăm și pe aici, pe înăuntru. Eu am încercat să fac focul. Și nu reușit. Și nu reușesc. Fiindcă n-am avut lemne care îmi trebuie. Da. Asta e din cușca luara aia veche și un pic mai bine umedă și nu se aprinde. Nu chiar ce faci cu cușca aia, că am văzut că ai luat acoperișul. Păi da, o tai și o pun pe foc. Ce s-a băgat acolo? Și am văzut că nu-i acoperiș. Ești tăvară. Dar acum au amândoi cușcă. Hai ca mă duc încerc să văd ce fac să fac. Vin, dar să nu mă țin mult. Nu, că e rece, stai acolo. Stai că vin imediat. Ciciu, bună seara. Bună seara, Ara. Bună seara. Bună seara, Ara. Mă, nasul tău. Ioi, ce ud din nasul lui și rece. Da. Dar unde bagi în priză? Acolo, unde? Ok. Nu știi tu unde să bag în priză. Uite, vezi, sunt cam micuțe. Dar voi n-ați știut că nu sunt din astea. Voi ați crezut că sunt instalații de brad, nu? Mami, eu zic să le iau, eu le-am luat, uite, alea îmi plac. Eu, ai băgat în apă. Ioi. Las că să-mi sucă. Te descurci numai acolo, nu ți-ai făcut loc cum trebuie. Unde? În partea aia la altă. Aici avem așa, de mulți ani avem asta. Ca te scrie acolo, gândurile lui, poezii. Angie, de aici nu se prinde la ușă. Trebuie bandă de scoci să le prindă acolo sus, știi? Ok. Așa. Vin afară când... Stai, bandă de scoci avem? Da, este acolo, nu sunt, da. Hai că o să-ți caut. Nu, uitați ce fain a făcut Angie. Nu, păi acum vrei să stai aici? Nu, până ce leg acolo cu bandă de scoci, după aia gata, nu mă. Deci la fix da. O ajung, da. La fix o ajung, 12 metri, deci am mai pus și acolo așa. Mă, da? Uite asta s-a bagă în mie. Asta să pun bandă de scoci, nu-i așa? Ciuciulache, o sări pe mine și o opri telefonul. Pepi! Auzi că Pepi. Ciu. Ai, ciu. Ciu. Au,
Au! Ce? Păi, Natalia, nu o să arăți cum e. E cuvinte. Ah! Hai sus. Știi că vreau să-l fii de cont. Filmezi pe tati cum mă joc cu el? Hai, filmează pe tati. Hai, Angi, că e frig la Natalia. Ok, eu mă duc să încerc să mai aprind focul. Așa, ne înghirlam de sus. Focul meu o luat. Amploare. Bravo. Eu am acolo treabă afară cu bradul. Sper ca Ciuciu să nu îl marcheze. Nu e aici Ciuciu, bun. De unde știi tu că nu l-am marcat deja cât timp ai fost aici? Păi nu, că i-am arătat degetul. Da. Da. Acum nu știu. Ce fain să încălzești, așa-i? Imediat să încălzește, mă, când aprind focul în șeminia. Nu vă arată aici pe masă ce lui. Ui, că pică acolo jos, să nu-i bai. Deci acum am pus cușca lui Ara pe foc. Da. Da, aia veche, care nu mai folosim. Eu mă duc în afară să fac piciorul la pom. Ok. Ok. Am adus brădulețul înăuntru. Asta e ce l-a ales Daci. Acum încerc să pun. Să vedem dacă merge pe măsuța aia. Asta are curioasă. Da. Natalia, câte mai cu? Nu pot. Nu poate, Natalia, uitați ce frumos arată. Dar încă n-am împodobit cum trebuie. Ai grijă! Stai să te ajut. Stai. Eu cred că trebuie să-l lăsăm în jos. Așa-i? Da, trebuie lăsat în jos. Că nu merge. Mm-mm. Nu merge. Nu merge, așa-i? Nu, lasă-l în jos. Da, nu, lasă-l jos. Stai să iau masa. Și atunci pot să-l las jos. Așa, ok. Ai grijă acolo la că îl trage de... Păi da, eu nu știu ce să fac. Da. Unde fugi aici acus? Am vrut să fac ceva frumos. Uite, Daci te rupe. Ioi. Da, ridică-l-o un pic în sus. E ok, gata. Ia să te las pe tine. E bine doar să te ventos cumva. Stai să vedem. Sper să se lase crengile. Sper să se lase cu timpul crengile. Dai seama. Nu rămâne el chiar așa. Nu. E bine. Uite și împodobește. Da. Și tu? Eu mă duc să fac crengi. Da? Uh-huh. Ok, deci astea le-am pus.
Și uitați ce e pe masă, trebuie... trebuie să împodobesc și să fac frumos. Așa. No, bun. Hai să mă apuc de treabă. Cred că împodobesc și pumul ăla lui... Cum o cheamă? Lui Carmen. Ăla de la Carmen? Mhm. Uh-huh. Și pun și acolo instalație, cam din aia MOV. Ok. Note chic. Așa, Natalia împodobește bradul. Ieri am început și astăzi terminăm. Da. Ieri am pus luminile astea afară. Da, am pus și Angie afară. Pus ghirlanda. De fapt, tot Angie pus și afară. Eu atât am făcut că am pus pomul în picior. Care macină zahăr și m-am speriat. Ha? Râșniță. Aș pune Colins, dar e greu, că dacă pun Colins, nu, poate nu am drept de autor asupra melodiei și mă blochează. Deci ăsta e de la Larisa, globuțul ăsta frumos cu Natalia. Te se fac poză. Hai, Galia. Nu mai aici, ca să nu se spargă, să nu scapă jos. Ce fain. Câinele ăsta? Toată după noi s-a spus. El când știe că e cineva nou, el e atât de curios să vadă cine e. E ca să zici că eu. Ce vrei, dragă? El vrea să te cunoască, crede-mă. Ca și un om, vrea să te cunoască. Da, da. Stă pe scaun. Uite cum se uită, direct la tine. Așa, îi cuminte, dar foarte obraznic. Da? Da. Gelos. E gelos, foarte gelos. Și dacă știi că face rău, face, ieși afară și atunci e cel mai cumit, e lasă capul așa, să simte vinovat. Dar știe că a făcut, dar nu se poate abține. Și cel mai interesant a fost, am avut o găină, mami o tăiat-o, o cipulit-o și o lăsat-o în ghiuvetă, ca să vină după mine să o filmez sau ceva de genul. Și până am venit înapoi, era la el în cușcă, chit că ușa a fost închisă. El a deschis ușa, a luat-o din ghiuvetă. Nu-i laudă, îi... Ne mirăm cum îi merge rotițele. Când i-ar și chestia care e, cu mine știe, eu mi-s prieteni, lui ne jucăm, cu mine își permite tot. Cu Angie, dacă spun ce face cu Angie, o capsează de fund. Dar nu cu s-o doară, așa numai să de joacă. Cu Natalia, e prietenul, e cel mai bun. Da. Niciodată nu m-a mușcat pe mine. Dar și pe ea. De... Nu m-a pange o iubește. Deci eu le admire așa că eu n-am mai văzut să stea în geam de câte ori. Uite așa fac eu. Stă și să uită la noi. Deci ăsta îl faceți roz. Ăla l-am transfăcut pe alb. O las aici un pic să se moare. Deci toate le-a pus Natalia? Aproape, da. Aproape? Mm-hmm. Ăsta trebuie să se vadă că ești tu. Așa. Aceasta este realizarea lui Natalia și a lui Angie, bineînțeles. De fapt, toți trei am contribuit cu câte ceva. Foarte frumos. Imediat despăpăm tortul.
Păpăm tortul, ok? Arată frumos. Da. Bucuria lui Natalia. Da. Și sub brad o să-i punem ceva cadou de Crăciun. Păi cadoul l-am luat deja. Bine. Mă las că vedem noi. Mai punem o acadea. Tati, tati! Tati, tati! Exact. Lasă că mai facem noi ceva cadou și îi punem. Noi acum avem mai multe filmări care trebuie să le editez, să văd cum le pun cap la cap, dar... Așa, da, păi asta am filmat aseară. Da. Asta am filmat aseară, cum arată. Ce frigă, am pus, că trebuie să fac niște cuie, știi, ca să pun să le pun. Și mie m-a fost frică când am pus bradul în picior. Ok. Acum, noi încheiem video ăsta. Asta e încheierea la video cu bradul. Aceasta este realizarea noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă ocrotească, să vă ferească și, frații mei, Domnul, nu vă poticniți pentru o chestie din asta care după aia o punem pe foc, nu ne închinăm la ea. Îi bucuria lui copiilor. Fiți maturi în credință și Dumnezeu să vă binecuvinteze, că la noi ăsta nu-i un idol. Vă lăsăm, pacea Domnului Iisus! Să-ți aud.
Doar tu poți să prinzi.